scoate. Ia-mă la pita. Hai. Ia-mă la Jacob. Întinde-o pe aici. Hai de viață. Vai, yo, ve. Hai de cap. Yo, ecranul tău. Care e display-ul bă ăsta? Yo, hai de cap. Hai de viața mea ce aici. Pui cu muzica? Nu. Yo, Peter. Yo. Tableta, te. Ia uite, frate. Hai de viața mea. Dar uite-te cum are ecranul, bă. Yo, dar uite cum a făcut-o aici, se yo. Se vadă bine, uite-te ce sparte. Hai de cap. Viața. Tu-te, frate. Yo, uite ce procesor nou, Peter. Aici sunt jocurile noastre. Hai de viața. Mi-a căzut că ți-o taie în două sau ceva. Da, da. Dar ai pus-o tu rău, mă, fraiere. Nu cam, dar cum să doar latul? Da. Eu de-a lungul am pus-o. Ia uite și aici, lângă cine ce-i, hai de bine. Am pus-o așa de-a lungul. Lasă-mi, lasă-mi. Dragilor, am încercat să fac un video cât de cât plăcut, să zic așa. Să vedem ce se poate întâmpla dacă punem o tabletă pe șinele terenului. Cam știm cu toții ce se poate întâmpla, însă o să vedem și în realitate, bineînțeles. Am văzut multe din astea, știi, gen când testează, știu, tabletele când ies din fabrică sau așa, și multe le pun. Dar o să fac și eu să văd cum iasă. Ați văzut și voi și, ce să zic, sper că v-a plăcut această peripeție în ghilimele și, da, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să lăsați un like la acest video dacă v-a plăcut, să dați un share ca să vadă și prietenii voștri cum trece trenul peste o tabletă, bineînțeles. Și ce să zic, ne vedem cu un nou video cât de curând. Toate cele bune, să aveți o zi faină, salutare!